Oameni buni, la mulți ani, pentru la prima ediție a Secretelor Brașovului, așa cum deja v-am obișnuit de mai bine de 5 ani de zile, cu acest la mulți ani de început de an, începem și cu treabă, pentru că, bun, gata cu sărbători, au trecut, o să mai vină și altele, e adevărat, dar până una alta Brașovul muncește, Brașovul lucrează, Brașovul se pregătește, pentru că numai așa putem să fim acolo unde ne dorim și să fim în top. Și începem primele ediții ale Secretelor Brașovului cu aceste lucruri. Noi l-am invitat în prima parte a acestei prime ediții din 2019 pe domnul Adrian Oprică, consilier local și președinte PNL Brașov. Bine ați venit la Secretele Brașovului. Bine v-am găsit. Bună ziua. Mă bucur să fiu astăzi cu dumneavoastră aici în prima emisiune a anului 2019. Am venit ca să dezvoltăm subiecte, să vedem ce a fost în 2019 și cu siguranță ce putem face pentru anul următor. Mărturisesc că pe lângă faptul că, ok, partea de Consiliu Local ne privește și pe toți cetățenii în primul și în primul rând, e un lucru, faptul că dumneavoastră sunteți și președinte la AGA RATB Brașov S.A., e foarte important. De ce? Pentru că e o premieră și o să vă las să o spuneți dumneavoastră, ceea ce se întâmplă cu transportul în zona metropolitană, ce a început să facă Brașovul, de fapt știu că lucrează de mulți ani de zile la acest lucru. Acum, la finalul anului 2018, au fost numai primele roade până la urmă culese, dar bănuiesc că urmează și altele. Și până la urmă trebuie să simțim că ne mișcăm. Puterea unui oraș și a unei comunități stă de foarte multe ori, și asta am învățat-o, cred că de-a lungul timpului, în puterea comunităților și cele care sunt împrejur și care e o foarte mare mobilitate. Și v-aș ruga să începem cu acest aspect, să ne spuneți ce s-a lucrat de-a lungul anilor, cu ce s-a finalizat 2018 și de la ce să ne așteptăm în 2019. În primul rând, la RATB a suvenit o schimbare care ne luptăm de foarte mult timp cu ea. Este un nivel de percepție. RATB nu mai este regie autonomă, este o societate comercială. O societate comercială care la finalul anului 2018 are și profit, pentru că au fost niște ani în care societatea a terminat pe minus. Am început prin un nou contract de servicii pe care această societate comercială trebuia să-l aibă cu municipalitatea, cu autoritatea de transport. Un contract de servicii care a privit pentru anul 2018 strict numai municipiul Brașov, intrând ușor-ușor, acum cu primul exemplu, prima localitate, Cristian, și în area metropolitană. Astfel încât, acum luând ființă această asociație metropolitană de transport, ei sunt cei care din 2019 vor da licențe de funcționare în tot ceea ce înseamnă rază teritorială a zonei metropolitane Brașov. S-au făcut pași mari, societatea RATB a trebuit să fie pregătită și trebuie să fie pregătită în continuare pentru a prelua linii în tot ceea ce înseamnă zona metropolitană. Am început-o cu Cristianu, probabil că va urma Ghimbavu, Sânt Petru, Bodu, Preșmeru, și încet, încet sperăm să acoperim cât mai multe trasee din această zonă. Dar până la a discuta și poate mai revenim la această arie metropolitană, trebuie să menționez și faptul că față de anii anteriori, eu mărturisesc că merg destul de rar cu mijlocul de transport în comun, este adevărat, și datorită jobului și datorită vitezei care trebuie să mă deplasez de multe ori, dar merg, cel puțin o dată pe săptămână mă duc. Și atunci când mă duc, trebuie să remarc faptul că eu cel puțin am văzut o îmbunătățire și ascultam chiar discuții acolo cu oameni. În primul rând, nu mai este foarte aglomerat, mașinile vin la ore mult mai fixe. Asta e ce am remarcat eu.
Bine, nu fac acum, acum pot să fac și puțin o comparație cu, circulam probabil noi cu transportul în comun în anii 90, 80 și ceva, 90. Pe scara... Da, pe scară, da. Și dacă nu erai pe scară, dacă prindeai un loc pe scară, era încă bine. Nu comparăm cu cei acolo, vorbim de alt tip de transport. Dar sunt autobuze noi și aș vrea să vorbim și despre această arie. Știu că s-au făcut investiții și în, poți să-ți ai rețea, am văzut de... să te conectezi la internet, am văzut acum, o grămadă de lucruri. Ce s-a făcut? Vin 105 autobuze noi, autobuze la niște standarde ridicate, cu niște condiții pentru călători foarte bune, au wireless, spațiul în interior este mai generos, sunt dotate cu aer condiționat și cu încălzire pentru iarnă. S-au scris proiecte, se vor scrie proiecte, am apelat la Ministerul Dezvoltării și, și o să înlocuim 25 de trolebuze noi. Pe fondul de mediu vin undeva la 30 și aproape 40 de autobuze electrice și vreo 10 autobuze hibrid, da, cele lungi. În plus sunt noi alte proiecte care nu privesc numai calitatea actului de transport în ceea ce înseamnă mediul interior, ci și lucrăm la partea de punctualitate. Astfel încât se vor crea benzi dedicate pentru transportul în comun, pentru că nu poți să-i ceri unui șofer de rat să ajungă la timp având blocaje în circulație, cu tot ceea ce înseamnă senzoristica unor astfel de benzi dedicate transportului în comun. Benzile acestea vor traversa de o parte și de alta tot municipiul Brașov, astfel încât pentru a permite o fluidizare mult mai bună, iar cetățeanul să poată, brașoveanul să poată ajungă la timp la locul de destinație și într-un timp pe care și-l poate calcula. Venim cu un astfel de plus, spunem noi, atât pentru zonele noi ale municipiului Brașov, cartierul Tractorul, cartierul Bartolomeu Nou, cât și pentru cartierele vechi. Venim cu lungiri de trasee, astfel încât poate este un element de noutate pe care vi-l zic astăzi. Mai sunt câteva luni și cartierul Nou Tractorul, zona Coresii, se va prelungi linia 35 care leagă noua gară și era capă de linie Rulmentu. Se va face o prelungire pe Nicolae Labiș, 1 decembrie 1918 și strada Ioan Popasu, astfel încât să și cetățenii care deja locuiesc acolo în zonă să beneficieze de transport în comun. Sunt niște proiecte pe care le avem în vedere de foarte mult timp. În urma unei postări pe care am avut-o pe Facebook la finalul anului, am văzut cât de important este această activitate de transport și cât de importantă este pentru brașoveni, pentru că am văzut implicarea acestora. Vreau să îi asigur că toate comenturile care mi le-au spus acolo vor fi în atenția mea și voi încerca să găsim împreună cu partea executivă a societății răspunsuri la toate doleanțele lor. Astfel s-au înființat și așa zisele linii de noapte. Eu nu le spun linii de noapte, sunt de fapt niște linii cu program prelungit pentru zilele de vineri și de sâmbătă și de sărbători, astfel încât centrul Brașovului să fie legat și în perioada 22:30, ora 2:30 de fiecare cartier al Brașovului. Ca o extindere, pentru că tot atunci îmi spunea cineva într-o discuție tot pe Facebook,
că este o problemă în momentul în care turistul ajunge în gara Brașov după ora 2:30, după ora 22:30 sau când nu mai circulă mijloacele de transport în comun. Și am spus că ne vom gândi la o linie non-stop care să lege gara Brașov de centru Brașovului, astfel încât să oferim o alternativă la tot ceea ce înseamnă activitatea de transport, taximetrie, care nu se desfășoară în cele mai bune condiții din zona gării. Am și eu, apropo de asta, o întrebare, pentru că nu știu dacă ați primit-o în comenturi și foarte bine ați punctat la un moment dat faptul că autobuzele sau troleibuzele pe acele linii dedicate, la un moment dat, se împiedică de o mașină lăsată pe avarii, de alții există care nu amezi, mai vorbesc. Există amenzi, da, pentru asta. Deci nu este, deci acele benzi dedicate pentru transportul în comun nu vor fi niște benzi pur și simplu desenate. Vor fi pline de senzori, în momentul în care, de camere video, în momentul în care un autoturist care nu are ce căuta acolo, intră pe acea bandă, se va înregistra, se vor primi amenzi, deci nu este niciun fel de... Asta era întrebarea mea, pentru că... Problemă. Banda aceea va fi pentru transport în comun, adică mijloace de transport în comun, fie ele autobuze, taxiuri, poate și biciclete, pentru că cam astea sunt cele care vor circula și așa se întâmplă în toată Europa. Exact, asta vreau să zic. Am văzut chiar acum, venind recent, în Europa nu prea aveți mașini pe acolo mergând pentru că știe că... sunt amenzi mari, da. Și e bine să fie așa până la urmă, pentru că cred că așa se stimulează și știi sigur că te-ai urcat în autobuz, știi sigur că ajungi la ora cu tare acolo unde trebuie. Dacă stăm la orele de vârf în zona intersecției Independenței cu 13 decembrie sau la trecerea la nivel cu cale ferată dinspre Bartolomeu la Lungă sau în alte zone care noi le considerăm la anumite ore probleme în circulație, veți vedea că sunt foarte multe mașini care sunt mașini autoturisme care sunt conduse, care au o singură persoană în ea. Cu siguranță, dacă vom îmbunătăți confortul în mijlocul de transport în comun, nu toată lumea, dar o cantitate importantă, un procent important din conducătorii auto, cu siguranță vor alege transportul în comun. Da, exact asta, la asta mă gândeam și eu și sunt convins. Pentru că se spune că Brașovul are o problemă, că era acel plan de calitate a aerului mult discutat. Acolo nu ne spune să mergem toți cu mașini electrice. Nu, ne spune să folosim, să folosim transportul în comun. Da. Ca și măsură. Da. Și e perfect normal până la urmă, pentru că dacă stăm și ne uităm la... făceam o comparație, discutam cu niște amici din București care spuneau că în Brașov se circulă foarte bine, comparativ, adică chiar în orele aglomerate, sistematizarea e făcută bine, datorită și acestor sensuri giratorii, probabil și a ceea ce ai gândit până la urmă, chiar în orele aglomerate treci Brașovul dintr-o parte în alta în jumătate de oră. Sunt orașe mult mai mici, cu o sistematizare infinit mai proastă, unde... nici nu e așa aglomerat și trebuie o grămadă, hai să vorbim de nici nu știu, cred că Sebeș sau zic Alba Iulia sau nu știu, sunt anumite orașe unde în vârf de oră ai mari probleme ca să le traversezi. Brașovul de bine de rău, cu câte mașini are și parcă din ce în ce mai multe, eu zic că e un oraș în care se circulă bine și asta, repet, a observat-o alții din afara orașului. Brașovul este un oraș care se dezvoltă. Am avut-o într-o discuție pe care am avut-o cu domnul primar, s-a luat acea măsură ca fiecare dezvoltator imobiliar să prevadă două locuri de parcare pentru fiecare apartament. Este o mașină foarte, este o măsură foarte bună care are la bază realitatea. Da? Pentru că dacă o familie, cam așa ceva. O familie, din păcate, își ia o mașină pentru soț, o mașină pentru soție, când o să crească copilul mare, maică i-ar cumpăra o mașină și lui.
ceea ce aceasta este o realitate. Noi trebuie să găsim soluții de fiecare dată. De aceea, vedeți, este un șantier deschis pe strada 13 decembrie. Urmărim ca până la finalul acestui an să rezolvăm problema de trecere 3 benzi pe sens până la Făget. Nu cred că va rezolva foarte mult această problemă, dar în viitor dorim să mergem cu strada 13 decembrie până la intersecție cu Ceasul Rău, ceea ce va fluidiza un pic și mai bine această zonă. Totodată există un proiect care este scris pe programul operațional, este vorba de acel pod din zona sălii sporturilor, care va rezolva o altă problemă a cartierului nou, tractorul partea Coresii. Și totodată, când se va rezolva problema juridică, gândim să se mai construiască un pod în zona Dedeman, da, care se lege cu DN13. Astea sunt soluții pe care le avem în vedere pentru a descongestiona tot ceea ce înseamnă zonă, cartier, tractorul nou. Vă spun asta pentru că, după cum știți, la noi la partid avem acest program, proiect, consilierul de cartier. Am răspuns de foarte multe cartiere, iar în acest mandat, oarecum m-am întors acasă, eu sunt născut în cartierul Tractorul, răspund de cartierul Tractorul și de Bartolomeu. Sunt cartiere la care țin, sunt cartiere care se află într-o dezvoltare. Practic, estimăm ca în următorii ani să-și dubleze populația prin noile unități locative care se fac. Și de asta trebuie să găsim soluții și să venim un pic cu niște soluții înainte să se întâmple aceste probleme. Iar transportul în comun, pentru tot ceea ce înseamnă această circulație, vă spun cu mâna pe inimă că este cea mai bună soluție. În mod cert și chiar întors recent, pot să susțin această idee. În Copenhaga, de exemplu, peste 70% din persoane nu au mașini în zona centrală. Deci ei circulă numai cu transportul în comun. Sunt și niște taxe foarte mari dacă treci pe acolo prin centru sau parchezi în centru. Correct. Sau așa, te descurajează evident. Depinde ce euro ai la mașină, exact. Că n-ai voie, da. Să intri. Nici n-ai voie să intri, da, orice taxă, da, ai plăti, așa este. Dar probabil că este o chestiune care sunt convins, e o chestiune care se va regla și în timp, pentru că nu. Correct. Poți să tai dintr-o dată, n-ai cum să, da, zici omului nu mai trece cu mașina în centru decât dacă. Aici mai am o întrebare vis-a-vis de turiști. Și ascultam tot pe rețele de socializare, mă uitam la comenturi, sunt mulți turiști care, mă rog, din probabil mai puțină civilizație sau așa, își parchează mașinile, ba pe două locuri, ba în porțile oamenilor care locuiesc în centru, așa mai departe. Poliția locală am văzut-o, e acolo, își face treaba, dar până la urmă, degeaba că tu vii acasă și tot n-ai unde să intri, că mașina aia tot acolo stă. Și atunci întrebarea era, și vedeam tot felul de discuții, și aici mă duc cumva și către viitorul proiect al municipalității, cel cu parcarea, da, mare. Ei spuneau că la un moment dat ar trebui ca acești turiști sau așa să aibă o parcare undeva, să nu mai fie lăsați să vină în centru, undeva în zonă. Acum erau și radicaliști, nu trebuie să luăm neapărat după ei, dar... Ce soluții se gândesc? Că știu că municipalitatea soluțiile gândește soluții. Sunt de mai multe tipuri. Fie că se numesc acele parcări aflate la intrările în oraș, iar de acolo, în mod normal, pe baza bonului de parcare, ar trebui să ai gratuitate pe transportul în comun să te aducă în centru. Poate fi una dintre soluții. Problema locurilor de parcare în centrul Brașovului este o problemă reală cu care și brașovenii și turiștii se confruntă. Parcarea de lângă spitalul militar nu pot să spun că rezolvă problema. Deja e plină, oricum. Da, deja este plină, este o investiție care s-a justificat. Urmărim să înființăm, suntem în proiect, am început de la o parcare de 700 de blocuri și discutam cu domnul primar, trebuie sigur mărită undeva peste 2000, dacă nu cumva la 3000 de locuri de parcare sub parcul central, astfel încât să
răspuns la nevoia oamenilor, brașovenilor, turiștilor de a parca. Faptul că avem turiști nu este un lucru rău, este un lucru foarte bun. Faptul că suntem în această perioadă numărul 1 la turiști în tot ceea ce înseamnă turismul românesc, iarăși este un lucru cert și este un lucru bun. Ne arată faptul că tot ceea ce am făcut în Brașov este apreciat de către oameni care aleg să-și petreacă perioada de concediu de iarnă în Brașov. Dar nu numai, pentru că având și un business în acest domeniu, știu că Brașov este vizitat în toată perioada anului. Și mai mult, ca să vă completez, până la urmă, pe lângă cei care vin și ne vizitează, sunt foarte mulți cei care vin să se doresc să se mute. Adică chiar în studii pe care le-am văzut, vor să vină în Brașov să stabilească domiciliu aici. Ceea ce trebuie să stați doar la intersecție Zaharia Stancu acolo să vedeți din cartierul nou tractorul ce mașini vin. Că sunt mașini cu numere de Buzău, de Brăila, de Galați, da? Mașini care cu siguranță nu sunt în tranzit. Locuiesc acolo, locuiesc evident. Da. Acolo lucrează probabil la fabricile din zona metropolitană și asta este o realitate. Da. Aș vrea să ne întoarcem un pic la partea de transport, la RAT. De ce? Pentru că pe lângă bunătățirile astea, lumea întotdeauna vede o față a aspectului. Adică sunt mulți care spun, aoleu, se scumpește biletul de la 2 lei la 2,50 lei, parcă, sau cât este. Bun, dar de ce se scumpește? Și știu că există un plan tarifar, știu că ați dezvoltat cumva, vin autobuze noi, se întâmplă ceva. E o societate, cum spuneați, pe acțiuni, care trebuie să facă și profit până la urmă. Asta e scopul societăților comerciale. Da, exact. Bine, deservește în mare parte municipalitatea și așa, dar aș vrea să ne explicați un pic, tocmai ca să fie clar acest aspect și ce se va întâmpla. Există această idee? În primul rând, prețul unei călătorii nu s-a mai schimbat de foarte mult timp. Discutam că cel puțin la abonamente era 70 de lei pe toate liniile, tarif neschimbat din 2013. Din 2013 până în 2018 final, că gândiți-vă salariul minim, cât s-a ridicat. Mașinile sunt conduse de șoferi. Benzina, euro s-a scumpit. Exact. Totul a crescut. Și era o creștere de preț iminentă. Cred că trebuia făcută undeva acum vreo 6 luni. Pentru că costul pe kilometru a crescut. Deci ratul în momentul de față merge cu un cost pe kilometru. Ceea ce trebuie să știe brașovenii, că primăria Brașov subvenționează acest cost pe kilometru. Subvenționează întreaga activitate a ratului, practic tot ceea ce înseamnă parte de gratuități compensații, așa se numesc acum, deci practic ce acoperim din ceea ce se încasează pe fiecare kilometru până la costul său real, depășește undeva la 50% bugetul anual al ratului. Deci cam asta este situația reală. Pe lângă ratele unui credit care sunt suportate tot de către bugetul municipalității, acest credit pentru noile autobuze de la RAT. Eu asta voiam să vă și întreb de ce, pentru că dacă vii din, nu știu, alte orașe din Europa, vorbesc, unde prețul la motorină e cam tot pe acolo, să zicem, așa este. Te duci la un bilet, o călătorie, nu o faci cu, nu știu, 2,50 lei, 50 de cenți, sau, adică... Bine, în alte orașe acest card de transport ține și loc de, nu știu, îți oferă niște reduceri la muzee, la teatru, exact, ceea ce înseamnă viața socială a fiecărui oraș. Avem în vedere să facem treaba asta, practic, pe lângă biletul acela simplu, avem posibilitatea de a folosi un portofel electronic, îi spunem noi. Practic, te duci la sediul ratului, te
înregistrezi sau la orice caserie, ți se dă un card cu numele tău, card pe care tu poți să-l încarci din contul personal cu câte călătorii dorești. Este o modalitate simplă, modernă, ușoară, da? Simplă, ușoară, venită tocmai să ușureze această activitate de facturare, de plata biletelor. Foarte puțin, că mai avem numai un minut. Mai dați-ne așa niște hinturi sau cam ce investiții mai preconizează municipalitatea acum în următoarele... Foarte mult. Proiectul meu de suflet și cred că va fi un proiect foarte bun pentru Brașov este construcția sălii polivalente. Sala polivalentă din cartierul Bartolomeu, de pe locația fostului stadion municipal, va fi un punct de atracție, spunem noi, pentru tot ceea ce înseamnă viața de atunci încolo a Brașovului, pentru că fiind o sală polivalentă, practic se pot desfășura acolo de la evenimente sportive, concerte, expoziții, cu tot ceea ce se va întâmpla în zonă. În momentul de față, acest proiect este în stadiu de studiu de fezabilitate și proiect tehnic. Vom vedea un pic care sunt indicatorii. Începem să facem restul de investiții care trebuiesc în zonă. Este vorba de acea parcare sub și supraterană care va fi tot acolo în zonă. Și începem demersurile de preluare, vedem și a zonei, ceea ce înseamnă Clubul Sportiv Brașovia, care vine să întregească tot ceea ce înseamnă acea zonă. Da, o să fie într-adevăr, mă gândeam că copil fiind mergeam în acea zonă și era o zonă foarte frumoasă cu acel. Brașovul clar are nevoie de o astfel de sală polivalentă, fără doar și poate, pentru că orice eveniment major din punct de vedere sportiv nu poți să-l desfășori. Sala sporturilor e bună, e frumoasă, dar e mult prea mică pentru un eveniment de anvergură și vorbim și de multe alte sporturi și de centru, plus parcări, apropo de ceea ce spuneați. Am avut discuții cu toate federațiile sportive, toate federații importante sportive, astfel încât această sală polivalentă să aibă, să îndeplinească toate rigorile din punct de vedere a ceea ce înseamnă suprafață de joc. Cea mai riguroasă este Federația de Atletism, care pentru competiții indoor trebuie cea mai mare suprafață. Deci va fi o sală polivalentă cum nu există în România, da? ca să demontăm oarecum această poveste cu Cluj, Brașov. Ambele urbe sunt conduse cum trebuie de niște administrații sănătoase. De aia și sunt acolo unde sunt. Bun, domnul Adrian Oplică, mulțumesc mult pentru prezența la Secretele Brașovului. Sper să ne revedem și cât mai repede, că știu că se mai extinde și Agenția Metropolitană, mai face acolo de transport, o să mai facă și altele și cu siguranță mai avem destule subiecte pe care să le abordăm. Până atunci însă vă doresc să aveți cât mai mult succes și eficiență în ceea ce faceți. Vreau să vă mulțumesc și eu și să transmit un gând bun tuturor brașovenilor și să aibă încredere în echipa de la Primăria Brașov. Mulțumim! Vă mulțumesc! Oameni buni, luăm o scurtă pauză și ne revedem!